Ah, iată, chiar doamna ministru este acolo unde a ajuns și la casa de pensie în acest moment. O să revenim puțin mai târziu la subiectul nostru cu președintele Klaus Iohannis. E, să vedem și ce spune, dacă reușim să auzim ce discuție este acolo. Oricum, prea multă lume nu e. Dar măcar se poate convinge la fața locului că ceea ce a anunțat s-a și pus în aplicare, și anume faptul că s-a renunțat la activitatea în spatele ghișeelor și se lucrează direct cu publicul. Adică nici v-ați dorit să se elimine acele ziduri dintre angajați și pensionari? Așa este, este un nou mod de organizare mult mai civilizat și mult mai respectuos față de pensionari. Mă bucur să văd că am reușit să obținem acest rezultat, care este realmente o formă de respect față de pensionari. Sunt oameni în vârstă, sunt oameni care au dificultate să stea în picioare, sunt oameni care au nevoie de explicații atunci când depun hârtiile și acest gest mic, care înseamnă un gest de bun simț, le ușurează povara în relație cu autoritatea, în speță cu casa de pensii. Mă bucur foarte mult că am atins acest rezultat și o să fiu atentă să văd cum se derulează lucrurile și în continuare. Noi chiar am vorbit cu pensionarii și sunt foarte mulțumiți de această măsură. Ce măsuri veți mai lua la casele de pensii ca să fie totul așa cum trebuie, cum spuneți dumneavoastră? Sunt foarte multe lucruri de făcut. În prezent sunt implicată în lămurirea aspectelor cu privire la scanarea cărților de muncă pentru reconstituirea activității unei persoane în vederea stabilirii cuantumului pensiei. Sunt foarte implicată în tot ce înseamnă suport IT și simplificare în comunicarea dintre instituții. Aș vrea să văd că un om nu mai este trimis dintr-o parte într-alta, ci că instituțiile comunică între ele și un prim pas a fost făcut. Casa de pensie are acces în Revisal, ceea ce n-a fost ușor. Celelalte instituții din coordonarea Ministerului de asemenea. Sigur că acest pas nu rezolvă restul problemelor care țin, cum spuneam, de suportul IT care trebuie pus la punct în vederea accesării electronice a informațiilor despre activitatea unei persoane, astfel încât aceasta să nu mai fie nevoie să aducă tot felul de adeverințe și să umble chiar ea de la un angajator la altul în vederea obținerii acestora. Pentru că vorbim despre persoane în vârstă care nu se pot deplasa chiar atât de ușor, știu că în ultima ședință de guvern domnul premier v-a cerut o analiză a sistemelor de pensii din restul Europei. Suntem în plin proces, am de-al minte o ședință la începutul săptămânii viitoare, se lucrează, să știți, se lucrează într-un ritm alert și vom comunica aceste rezultate în scurtă vreme. Lucrați împreună cu domnul ministru de finanțe la noua legea pensiilor, nu? Credeți că va fi gata anul acesta? Când? Nu am vorbit despre o nouă legea pensiilor. Concluzia mea după aceste trei luni aproape de mandat este că nu neapărat legea creează probleme, cât aplicarea ei. Cât continuele schimbări asupra cadrului legal care perturbă activitatea în sensul în care sistemul nu este pregătit să facă față acestor continue schimbări. Prin urmare, înainte de a vorbi de o nouă lege, dorința mea este să avem o diagnoză a tuturor acestor probleme și analiza va fi gata în foarte scurtă vreme, o vom da publicități și de acolo vom vedea împreună care sunt aspectele care pleacă de la probleme legislative și care sunt aspectele de implementare, de punere în aplicare a prevederilor legale, pentru că, în opinia mea, acestea ridică cele mai mari dificultăți. Știu că nu ține de dumneavoastră, dar ce le-ați putea spune pensionarilor legat de 1 septembrie, când ar trebui să se majoreze punctul de pensie? Rămâne aceeași majorare? Se va face eșalonat? Ce se va întâmpla? Ce credeți dumneavoastră? Așa cum am afirmat de fiecare dată, punem legea în aplicare așa cum este. Nu am nicio informație diferită față de ceea ce am spus cu ocazia precedentelor comunicări publice, așa încât mesajul meu este acela de respect cu privire la cadrul legal și îmi mențin opinia cu privire la acest lucru.